Mulțumim Domnului și pentru ziua și seara aceasta, numele Lui să fie binecuvântat. Continuăm să ne cercetăm privind în Sfintele Scripturi și în viața noastră, astăzi cu o altă întrebare, discret sau indiscret? Trăim într-o societate în care virtuțile se pierd la tot pasul, iar viciile se multiplică zilnic. Într-o societate care, nu știm când, într-un viitor nu prea îndepărtat, își va atinge apogeul în păcătoșenie și noi trebuie cu atât mai mult să veghem pentru a fi virtuoși și nu vicioși. A fi discret în vremea aceasta, asta înseamnă a putea păstra un secret, în a fi rezervat. Spun mai mult pentru că trăim într-o vreme în care, datorită mediului virtual, a posibilităților nelimitate de comunicare, oamenii sunt din ce în ce mai indiscreți. Se amestecă în mod nedelicat unii în viața altora, sunt plini de curiozitate, nu prea mai există secrete peste tot, posibilități de control, de manipulare, de monitorizare și de difuzare cu sau fără rost a diferite date. De altfel, pe drept se spune și nu de acum că trei lucruri sunt mai grele pentru om: să păstreze un secret, să ierte și să facă bine celui ce i-a făcut rău. Deci iată că a putea fi discret e la fel de greu cu, ca și cum e de greu să iubești pe un dușman. Noi însă vom primi Sfintele Scripturi și vom vedea că Dumnezeu ne învață și în această privință cum să ne purtăm. În a doua Petru, capitolul 1, este scris la modul general, dar între cele prezentate aici sunt și referiri la discreție. 2 Petru capitolul 1, citesc de la versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și, rețineți, evlavia. Cum putem să dobândim această stare? Versetul 4, e scris că putem să devenim părtași firii dumnezeiești, fugind de stricăciunea care este în lume prin pofte. La urmă, și a fi indiscret, a fi foarte curios, din mai multe puncte de vedere, este o poftă, o nestăpânire. Și apoi este scris de la versetul 5, să ne dăm toate silințele, ca să ne însușim virtuțile sfinte, între care, repet, este și evlavia. Despre asta citim și din 1 Timotei, capitolul 6, pentru a vedea că discreția este una din ingredientele stării de evlavie. 1 Timotei 6, citesc de la versetul 3. Observați, în partea finală este scris că învățătura trebuie să ducă la evlavie. Ce înseamnă asta? Versetul următor. Să nu fie mândrie, să nu fie cercetări fără rost, asta înseamnă indiscreție, să nu fie clevetire, asta înseamnă a spune ceea ce nu trebuie spus, să nu fie bănuieli rele. Astfel de oameni sunt catalogați în versetul 5, fiind stricați la minte, lipsiți de adevăr și evident fără evlavie. Haideți să intrăm acum în detalii și să vedem ce înseamnă discreție sau indiscreție. Evident că este un cuvânt care nu apare în traducerea Cornilescu pe care noi o folosim, dar cred că este un cuvânt cunoscut. Am notat patru domenii în care să ne cercetăm dacă suntem cu virtuția discreție sau cu viciul indiscreție.
putem sau nu să păstrăm un secret și să nu oferim informații celor ce nu au nevoie de ele. De mult din antichitate durează o exprimare din vremea lui Socrate, în care, printre altele, ni se spune că pentru a transmite o informație ar trebui să verificăm dacă e vremea potrivită, dacă e persoana potrivită și dacă e informația corectă sau potrivită. Și dacă nu se încadrează în aceste caracteristici, informația nu trebuie transmisă. Să luăm un caz din Cartea a doua a Împăraților, capitolul 2. Vom urmări mai multe versete aici. Mai concret, avem de a face cu două, chiar trei episoade. Spune Scriptura de la versetul 1: când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Îi spune să rămână acolo, Elisei se angajează foarte hotărât să-l urmeze. De ce nu i-a spus Ilie că urmea să fie răpit la cer? Nu era momentul atunci. Elisei știa, dar Ilie știa că Elisei știe. Sigur că știa. Era proroc. Peste tot se întâlnesc cu fiii prorocilor. Și scrie de la versetul 3 că cei ce erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis: știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns: asta înseamnă discreție. Știu și eu, dar tăceți. Merge în altă parte, din nou: știi? Știu și eu, dar tăceți. Citim apoi de la versetul 9. După ce au trecut Iordanul, Ilie a zis lui Elisei: abia acum, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. De ce nu i-a spus Elisei: trebuia să-mi spui până acum? Elisei avea maturitatea asta că nu trebuia vorbit. Știa că știu amândoi. Drept dovadă a faptului că a considerat că nu trebuie vorbit e faptul că i-a oprit și pe fiii prorocilor să vorbească. Deci e curios aici la acești fii ai prorocilor că, deși ei știau și ar fi vrut să vorbească despre asta, s-au grăbit să-i spună lui Elisei, n-aveau siguranță. Pentru că după ce Elie s-a întors, după ce Elisei s-a întors cu mantaua lui Elie, l-au recunoscut, iar apoi îi propun să le permită să-l caute pe Elie. Unde să-l caute dacă fusese răpit? Până la urmă, datorită insistențiilor, Elisei a lăsat, dar când s-au întors, le-a zis, versetul 18: nu v-am spus să nu vă duceți? Deci iată un om care știa când și cum să vorbească. Ceilalți, vrute și nevrute. Deși erau proroci, însă erau numai fii ai prorocilor, nu erau formați într-un mod suficient. Trecem în Cartea Proverbe pentru a urmări aceeași idee. Capitolul 11, versetul 12. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, se apucă să dea informații. Partea a doua a versetului e virtutea. Dar omul cu pricepere primește și tace. Tot Proverbe 20:19. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse. Este indiscret și nu poate să tăinuiască lucruri ce n-ar merita să fie spuse. Și partea a doua a versetului e partea pozitivă. Ca învățătură, întărind prima parte, și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amestece.
Adică el este așa, dar tu să știi pentru tine, să te ferești de el. Tot Proverbe 25:9. Apără spricina împotriva apropiului tău, dar nu da pe față taina altuia. Fii discret. Nu-i introduce pe toți în povestea ta. Nici dacă ți-ar fi de folos, dacă prin aceasta complici lucrurile sau chiar faci un rău altuia. Și de asemenea, lista de păcătoși din Roman, capitolul 1, este scris și despre șoptitori, oameni cărora le place să șoptească, sau cum am citit în Proverbe, nu-și pot ținea gura. Așadar, să ne ajute Domnul să știm când, cum și ce să vorbim. Amin. Un al doilea domeniu în care vreau să ne verificăm discreția. A fi sau a nu fi curios de ceea ce nu te privește. A lăsa sau a nu lăsa secretele celor ce le-au fost încredințate. Se constată că pe cât de mare este patima oamenilor de a spune ceea ce știu, pe atât de mare este de a se interesa. Din nefericire uneori și de lucruri care nu le sunt de folos. Această curiozitate bolnavă este indiscreție, este viciu. Se spune că soția unui slujitor și-a întrebat soțul, văzând pe cineva mergând la consiliere, pot să-mi spui doar ca idee ceva despre cazul acesta? Am mai prins ceva și aș vrea să completez cunoștințele. El se uită sobru la ea și îi spune, dar tu poți ținea un secret? Bineînțeles. La care el continuă să spună, și eu pot să-l țin. Să nu fim curioși pe degeaba. Ba, aici avem de-a face cu un paradox. Să spui ceva cuiva, asta dat fiind primul aspect care l-am amintit, cu mențiunea, să nu mai spui la nimeni. Cred că ar mai fi trebuit adăugată și mențiunea, că și cine mi-a spus mie, a zis să nu mai spun la nimeni. În primul rând e vinovată persoana care vrea să spună, dar potrivit un al doilea aspect care l-am introdus în analiza noastră, și cel care vrea să audă nu-i mai grozav, că ar trebui să spună, te rog. Uneori putem să spunem ca și Elisei, știu și eu, dar taci, sau nu știu, dar nici nu vreau să aud. Mi s-a întâmplat săptămâna trecută, mă sine cineva cu patimă și cu pasiune. Știi ceva de fratele cutare? Zic că ai greșit. Dacă mă întrebai despre o idee, dialogam. Dacă vrei să-mi spui de o persoană, nu e în area mea de responsabilitate și nu te ascult. Dar e ceva grav. Dându-mi seama că e pornit la rău, am adăugat doar spunându-i, și dacă e ceva grav, îți face plăcere să popularizeze? Oricum, sunt hotărât să nu te ascult. Pentru că e o boală să vrem să auzim ce nu ne privește, ce s-ar putea nici să nu fie adevărat, dar să citim din Biblie. Proverbe, capitolul 14, versetul 10. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Deci acest amestec, o imixtiune vinovată, nu-i recomandată din Scripturi, dimpotrivă. Ni se spune să păstrăm distanța regulamentară. Tot Proverbe 26:17. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Și asta nu e un gest nobil.
În Noul Testament avem o evidență foarte categorică de condamnare a acestui viciu, 1 Petru, capitolul 4, versetul 15. Scrie apostolul: nimeni din voi să nu suferă ca un ucigaș, Doamne ferește, ca un hoț, doar suntem pocăiți, sau făcător de rele, nici vorbă. Sau, uneori surprind niște liste din Biblie cu păcate. Păcate mici, aparent, trecute lângă păcate mari. Sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Deci, să ne ferim. Amin? Cunosc cazul unui băiat care a primit un caiet cu poezii de la o fată, trebuia să-i scrie o poezie și fața își uitase în caiet scrisorile de la un băiat cu care vorbea. Și băiatul ăsta avea intenție să vorbească cu fata aceea. Și știu cazul concret, nici măcar n-a deschis plicurile, spunându-și: nu sunt eu nici expeditorul, nici destinatarul. Deci nu mă privesc. Să ne dea Dumnezeu harul să nu suferim de o astfel de boală a unor cercetări care nu ne fac bine, dimpotrivă, ne fac vinovați. În al treilea rând, a fi discret înseamnă a păstra distanță și respect față de trupul apropiului tău. Și vă spuneam că în vremea noastră a fi discret înseamnă ceva mai mult decât mai de mult, pentru că acest aspect privește și zona virtuală, nu doar viața obișnuită. E foarte la îndemâna oricui, cine are un telefon sau orice altceva, să intre pe net, să se intereseze de date, să privească trupuri, și asta e indiscreție. Sub poate o aparentă curiozitate, să văd cum arată. Discreția, virtutea, nu-ți permite aceasta. Și bărbații pot fi ispitiți cu accent sexual, femeile pot fi ispitite doar așa pentru comparație, ca să își compare propriul trup, oricare ar fi scopul, păcatul tot se consumă. În cartea Levitic, în capitolul 18, sunt incriminate câteva vinovății ale cananiților care s-au constituit în capetele principale de acuzare a nimicirii lor hotărâte de Domnul. Aici apar versete pe care nu o să le citim, doar ideea scrie de la versetul 6 până la 17: să nu descoperi goliciunea. Eu sunt Domnul, observați cum sunt aranjate cuvintele. Și e o listă lungă. Toate au de a face cu a păstra distanța regulamentară, acea linie galbenă sau roșie, față de trupul altuia. Se poate întâmpla, o soră puțin se apleacă. Dacă ești discret, întorci capul. Dacă ești indiscret, așa, te uiți înspre pieptul ei. Sau atâtea femei care nu știu să umble îmbrăcate evlavios. Și lista poate fi suficient de lungă. Atenție așadar, să nu uităm, spunea Domnul Iisus Hristos în privința aceasta, Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 28: oricine se uită la o femeie ca să poftească, și vin cu întrebarea, dar poate cineva să se uite fără să poftească? Aici intră discreția pe rol. Ce a sărit în ochi, îi schimba privirea. Și atunci nu ca sub incidența acestui păcat, care e grav, spune în continuare, că trebuie să scoți ochii decât să-l mai repeți. Trebuie să păstrăm distanța regulamentară în priviri și unul față de trupul celuilalt. Cu siguranță aici se includ și atingerile, a fi discret înseamnă să fii foarte atent la distanța care o
ai când vorbești cu cineva, în primul rând un bărbat, cu o femeie, la felul în care te expui să te vadă cineva, la felul în care privești, dar nu poți să privești în ochii cuiva, este o indiscreție. Într-o primă fază, apoi apare pofta și se consumă păcatul. Însă, cum vă spuneam, societatea noastră nu mai are norme ca mai de mult. În Efeseni, capitolul 4, este scris: și atunci au fost foarte imoral grecii, la evrei a fost altceva față de cananiți, creștinismul a schimbat din nou lucrurile. Efeseni 4 cu 19, ei și-au pierdut orice pic de simțire. Deci nici vorbă de discreție. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie. Asta e indiscreția într-o fază avansată, agravată. Orice fel de necurăție. Să ne ajute Domnul să ne păstrăm curați. Stimate surori, fetelor, a nu te îmbrăca cuvincios, și asta este un comportament indiscret, decât te expui într-un mod vinovat. A fi discret înseamnă să-ți acoperi trupul și să te păzești de tot ceea ce ar putea să te murdărească pe tine sau pe altul. Și mai amintesc din 2 Petru, capitolul 2, din nou cu accent pe forme foarte grave care pleacă de la lipsa de discreție față de trupul celuilalt. 2 Petru 2 cu 10, mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuie stăpânirea. Ideea reluată și în Iuda 1 cu 7, pe exemplu situației din Genesa 19 a stărilor din Sodoma. Știți, s-au dus musafirii la Lot, el, o gazdă normală, le-a stat la îndemână și au venit într-un mod abuziv, nicio discreție, se pierduse orice normă. De aceea nu-i de mirare că Dumnezeu a intervenit și i-a pedepsit chiar în noaptea aceea. Să ne rugăm ca la noi încă Dumnezeu să țină lucrurile sub control chiar în societate. Încă în Europa de Est mai sunt ceva norme. În partea de vest, în partea de nord, lucrurile aproape se pierd totalmente. Oamenii au ajuns poate mai josnic decât animalele. Nici o discreție, nici un respect față de trupuri care sunt create de Dumnezeu, suntem creați după chipul Său. Și un al patrulea aspect care vreau să-l luăm în discuție este mai general. A fi discret înseamnă a fi un om liniștit, rezervat, reținut în vorbe, în acțiuni, a nu afecta pe cei din jur. Asta fie că ești prea distrat și dacă tu râzi, tu să râdă toți, sau dacă tu ești necăjit și plângi, nu mai are voie să râdă nimeni. Să nu deranjăm prin felul în care vorbim, ne îmbrăcăm, umblăm, acționăm, să nu lezăm pe cei din jur. Despre asta citim, începând din nou cu cartea Proverbele. Proverbe 21, versetul 14. Un dar făcut în taină, aici discreția, potolește mânia și omite dată pe ascuns, potolește cea mai puternică mânie. Dacă trebuie să acționezi, fă într-un mod sensibil, cu tact, ascuns. Tot Proverbe 27 cu 10. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Adică tu ai un necaz, nu-l împrumuta și aproape lui tău. Fii discret. Dacă tu te vaiți, cum spuneam, nu neapărat trebuie să se vaite toți deodată. În Ezechiel 24 este scris că pentru a fi un
un model, o imagine profetică pentru Ierusalimul cucerit, Dumnezeu a îngăduit să-i moară nevasta lui Ezechiel. Și i-a spus Dumnezeu să se comporte cât mai liniștit, să-și controleze sentimentele. Vedeți, uneori la înmormântări sunt situații tragice și sunt oameni care nu mică le este durerea, dar se pot controla. Pe când alții se vaită încât nici nu știi, e ceremonie ca la cei la bocitori plătiți sau că n-are nicio nădejde. Nu se pot stăpâni. Aici se aduce un exemplu în persoana Martei, când le-a vizitat Domnul, n-a fost discretă, ci indiscretă când i-a zis să spui asta la un musafir față de cineva din casă, nu-i plăcut. Scrie în Luca 10 cu versetul 40, Doamne, nu-ți pasă că m-a lăsat să slujesc singură, zi, dar să-mi ajute. Asta cum ar fi să spună nevasta față din musafir, uite, acei bărbatul, nu pune mâna pe nimic. Nu-i o vorbă bună, plăcută. Se pare că a învățat Marta lecția asta, Domnul nu i-a dat dreptate și mai târziu, în Ioan 11, atunci când durerea a fost mult mai mare decât atunci când n-a ajutat-o sora ei că avea musafir. I-a murit frate său. Pare cum avea o imputare ascunsă pentru Domnul, că de ce n-a venit mai repede să îl vindece. Și-a păstrat însă calmul și a reacționat civilizat, frumos. Iar când a trebuit să-i spună sorii ei, scrie în versetul 28, a chemat în taină pe sorul sa Maria și i-a zis, a venit învățătorul și te cheamă. De aceea un mod pe cât se poate de a nu deranja în jur. Dar cele mai multe versete în ideea aceasta le găsesc în Roman capitolul 14. Deschideți, vă rog. Aici este scris despre diferențele care pot să apară datorită modului diferit în care oamenii au fost învățați. Unii aveau reguli alimentare mai stricte, alții considerau că au libertate deplină în Hristos. Unii puneau accent pe anumite zile în a le oferi Domnului spre închinare, alții socoteau, spune apostolul, că în toate zilele Dumnezeu ar trebui să fie slujit cu aceeași intensitate și pasiune. Și spune drept învățătură aici, versetul 6. Dacă și unii și alții o fac pentru Domnul, atunci iată ce scrie în versetul 3. Să nu disprețuim și să nu judecăm. A fi discret, vezi pe unul care nu mănâncă numai verdețuri, spune aici. Nu este cazul, mai cu seamă la o masă. Poate asta este înțelegerea lui sau poate este o problemă de sănătate. Să faci glume pe seama lui și spui dintre fructele agățătoare cel mai mult îmi plac cremul și știu. Asta nu-i discreție. Sau să îl jignești într-un alt fel. Dar lista se poate lungi. Nu-i vorba numai de zile și de mâncare. Spune Scriptura aici de la versetul 13 că ar trebui să ne comportăm în așa fel încât să nu se potignească alții în noi și mai cu accent, versetul 15, dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Deci a fi discret înseamnă să fii atent cu fratele tău, să nu se simtă jignit, deranjat. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Învățătura de aici este reprezentată în gândirea apostolului și de ceea ce scrie în versetul 22. Fericit de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Deci omul să fie cât mai liber în Hristos și să n-aibă canoane. Dar dacă cineva încă le are, cel ce nu le are, să nu jignească, să spună tu nu pricepi, te canonești degeaba. Să fie îngăduitor, binevoitor cu el
pentru că respectivul nu poate să-și permită să facă altfel până nu primește o altă înțelegere, că dacă trece peste încredințarea lui, comite un păcat. Și în versetul 19 este scris, așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Discreția păstrează armonie, pace, îl ajuți, îl edifici, să înțeleagă, nu să-l jignești, să-l disprețuiești, să-l respingi. Evident, aici nu e vorba de lucruri care sunt păcat în sine, să nu încurcăm lucrurile, ci de diferențe minore care pot să apară în viețile noastre. Să ne ajute Domnul să știm să ne comportăm frumos. Amin? Și aș mai aminti un aspect, să nu uităm și de discreția în lucrurile sfinte. Foarte important. Aici aș lua modelul Domnului Iisus. El spunea, Matei 7:6, să nu citez, dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Vezi că sunt niște oameni beți, nu te apuci să le spui de lucruri sfinte. Îți duci pocăința ta în tăcere. Poate ei te vor provoca, pocăitul le spune. Nu este cazul atunci și acolo. Despre Domnul este scris, citesc tot Matei capitolul 12, și asta e bine să se spună și despre noi. Versetul 10, nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Să facă în mod deosebit caz de pocăința lui, de felul lui de a fi, cum procedau fariseii, posteau într-un mod indiscret, să atragă privirea. Și Domnul dimpotrivă le spune, du-ți pocăința cu tatăl, nu poți să te păstrezi întru totul ascuns, dar nici nu fi provocator pentru ceilalți. Aș putea să-l dau ca exemplu și pe Pavel, care a călcat pe urmele Domnului, s-a dus în Atena, a stat de vorbă cu toți cei care au avut ocazia, a vorbit în public atunci când i s-a oferit ocazia, iar când au început să-l batjocorească, a ieșit din mijlocul lor, într-un mod discret, fără să facă scandal. Și Petru, la rândul lui, ne îndeamnă în privința aceasta să fim gata să dăm oricui socoteala de nădejdea care este în noi, dar cu blândețe și teamă. Dacă vedem că cineva primește, vorbim, dacă nu, cum a procedat David cu Eliab, când fratele lui s-a iritat, l-a lăsat și a plecat să vorbească atunci cu un altul. Să luăm și câteva exemple pentru a vedea că oamenii, unii au știut, alții n-au știut, cum să păstreze un secret, cum să nu fie curioși, cum să aibă respect față de trupul celuilalt și cum să se comporte într-un mod care să deranjeze cât mai puțin pe cei din jur. Mai întâi, exemplele negative. 2 Împărați, capitolul 18, ne prezintă pe trimisul împăratului Asiriei, Rabșache, care a început să strige cât îl ținea gura, dacă avea porta, voce și amplificare, cred că punea boxe de jur împrejurul Ierusalimului. Și la un moment dat, solii regelui îi spun, citesc de aici versetul 26, vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelegem, nu ne vorbim limba iudaică în auzul poporului de pe zid. Și atunci, versetul 28 ne-l prezintă, înaintând, a strigat cu glas tare în limba iudaică, să jignească. Totuși, poporul a ținut acolo cont de sfatul regelui și scrie în versetul 36, poporul a tăcut și nu i-a răspuns o vorbă, căci împăratul duse porunca aceasta să nu-i răspundeți. Pentru că lângă un mod și un om indiscret, nu mai trebuie decât alți indiscreți care să răspundă pe același ton și să se ocărască unii pe alții, că la mânie aici se vede viciu. Oameni care nu i-au spus altuia o vinovăție să-l corecteze, o mustrare pe față. Dar când se supără, atunci îi aduc aminte greșelile. Asta e indiscreție, e viciu. Dacă tu consideri că trebuia să-i aduci în fața acele greșeli, trebuia să-i le spui într-un mod discret și altă dată, nu acum la supărare. Ce să-i cerem acestui om, că nu era un om credincios, nu? L-am numit răutatea și mândria manifestate și prin indiscreție totală. Deci oamenii răutăcioși sunt indiscreți, oamenii mândri, vicile se asociază. Un alt exemplu, cartea
Obadia, edomiții. Acest exemplu l-am notat cu cuvintele: când frații uită că sunt frați și mai uită ceva, că le vine rândul. Spunea o soră: când a greșit copilul meu, m-a durut sufletul, că altă soră a zis: nu ca și copilul tău. Dar s-a întâmplat că și cu vremea a făcut și copilul ei ce făcuse copilul celălalt. Edomiții, scrie de la versetul 11, au fost condamnați de Domnul astfel: căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porții lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei, nu trebuia să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copilul Iuda în ziua pierii lor și nu trebuia să vorbești cu semeții în ziua strâmtorării, nici nu trebuia să intri pe porții de poporului meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățiul lui în ziua prăpădului lui, nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui, nici nu trebuia să dai în mâna vrășmașului pe cei ce scăpaseră de el în ziua necazului. Observați câte lucruri vinovate au făcut, toate cele care nu trebuiau făcute. Și versetul următor știți ce spune? Ai uitat, Esau, că ești frate cu Iacob, dar să știi că îți vine rândul, versetul 15, că ziua Domnului este aproape în toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. N-ai știut să păstrezi o taină, vei fi și tu la rândul tău dat de gol. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Dar, din nou, aici avem de-a face cu oameni din afara poporului Dumnezeu. Ce să le cer la cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu? Voi da însă un exemplu negativ și despre evrei, că nu toți ce coboară din Israel este Israel. Ieremia 38. Era în vremea asediului Ierusalimului, pe timpul lui Zedechia. Și scrie aici, de la versetul 14, împăratul Zedechia a trimis după procul Ieremia și l-a adus la el la intrarea a treia casei Domnului și împăratul a vorbit cu Ieremia. Ieremia l-a sfătuit, el n-a putut să primească, se temea de babilonieni și când s-a terminat discuția, evident, Zedechia s-a dus înapoi la palatul lui, Ieremia s-a întors la locul lui, s-au apropiat oamenii de el și i-au zis ceea ce se și aștepta Ieremia să-i zică. Știa că dacă l-au văzut vorbind cu împăratul, nu se rabdă ei să nu întrebe: ce ați vorbit? Nu-i la fel boala și în zilele noastre? Ce ți-o spus? Și scrie aici, de la versetul 25, spune-ne ce ai spus împăratului și ce ți-a spus împăratul. Nu ne ascunde nimic și nu te vom omorâ. Ieremia însă luase măsurile de precauție și aici a primit răspunsul din partea împăratului: am rugat pe împărat să nu mă trimite iarăși în casa lui Ionatan, ca nu cumva să mor acolo. Toate căpetenii l-au venit la Ieremia și l-au întrebat. El a răspuns tocmai cum porucise împăratul. Ei au tăcut atunci și au plecat, căci nimeni n-auzise nimic. Deci, să nu fim cei care oferim informații acestor oameni curioși. Despre aceștia am scris că sunt oameni curioși doar de ce vorbesc oamenii, nu de ce vorbește Domnul. De ce nu s-au apropiat de Ieremia să-l întrebe: ce ți-a vorbit Domnul? Ce ai vorbit cu Domnul? Ei întrebau doar: ce ai vorbit cu împăratul? Diferența e majoră. Trecem la exemplele pozitive. Boaz și Rut. Cartea Rut, capitolul 3. Aici avem o discreție în domeniul familial. Știți că dintotdeauna a fost mare curiozitate la oameni cine cu cine se mărită, cine unde s-a dus, ce a făcut. Potrivit obiceiilor vremii, Rut a fost învățată de soacra să se meargă noaptea în arie, s-a așezat discret la picioarele lui Boaz,
acesta a observat-o, au discutat, ea a cerut potrivit recomandării soacrei, versetul 9, întinde spoala haine peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Și el a zis, fii binecuvântată, Domnul, fiică, această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umplat după tineri sărași sau bogați. Deci a fost discretă această văduvă tânără. Și Boaz la fel, încât scrie în versetul 14, că înainte se face ziua, el i-a zis, să nu știe nimeni că a intrat o femeie în arie. I-a pus ceva pe manta, să nu se întoarcă goală la soacra ei. Și când se întoarce, Naomi a zis, fii liniștită, fiica mea, până nu vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu se va sfârși lucrul acesta chiar astăzi. Aici avem de-a face cu a nu te expune în public până la vremea potrivită. Să ne ferim să dăm naștere la observații și la bănuieli rele. A venit vremea când Boaz s-a dus la poartă, dar până atunci n-a spus dimineața la toți, știți cine a fost asta noapte aici? Nici Naomi nu s-a lăudat la vecine să spună că avea și avea relație bună cu ele, că știți ce i-au spus, scrie apoi în capitolul 4. Nu le-a spus să rezolvă problema. Azi noapte s-a pus la cale. Dar nu ne pune nimeni să avem radiojurnal la ora 7. Asta e treaba celor de la România Actualități. Cât de pertinente sunt datele, e altă chestiune. Noi să știm ce e de vorbit și ce nu. Prin natura slujbei aflăm de regulă înaintea multora cine cu cine se căsătorește. Dar e foarte plăcut să nu dau eu informația asta. Momentul oficial în care eu ca slujitor trebuie să dau e când anunț de la amvon. Se logodește X cu Y. În rest, să las bucuria de a transmite informația celor în cauză. Că dacă eu o spun, nu produc bucurie câtă bucurie produce cel în cauză. Când noi fiu eu mai bucuros de logodna lui decât el, nu? Ce sens ar avea să fiu indiscret și să informez, știi că se logodește cu tare, cu tare. Deci, să putem să nu ne expunem public până la vremea potrivită, asta înseamnă să fim discreți. Un alt exemplu pozitiv, cartea 1 Samuel, capitolul 9, știți episodul cu pierderea măgărițelor lui Chis, tatălui Saul. Dumnezeu așa a condus lucrurile încât au ajuns la Samuel, Domnul înștiințase despre venirea lui Saul, toate bune, au stat la masă și nu s-a grăbit Samuel să spună când l-a văzut, băiete, tu ești regele. Nu așa se face. Spune Scriptura, aici în versetul 26, apoi s-au sculat de dimineață și în revărsatul zorilor Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiș și a zis, scoală-te, deci s-a răbdat până în ziua următoare să-i vorbească și te voi însoți. Saul s-a sculat și au ieșit amândoi, el și Samuel. Când s-au pogorât la marginea cetății, Samuel a zis lui Saul, spune slujii tale să treacă înaintea noastră. Și sluga a trecut înainte, oprește-te acum, a zis iarăși Samuel, și îți voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Nu era cazul să audă și sluga, probabil că n-ar fi putut păstra secretul acesta. Se întoarce Saul acasă și acolo un curios. Capitolul 10, versetul 15. Unchiul lui Saul a zis din nou, istorisește-mi dar ce v-a spus Samuel. Și Saul a răspuns unchiului său, ne-a spus că măgărițile s-au găsit, n-a mințit. Și nu i-a spus nimic despre împărăția despre care îi vorbise Samuel, discreție. Nu-i cazul. Apoi a fost ales prin tragere la sorți și spune versetul 27 că după aflarea rezultatului, s-au găsit însă și oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta aceasta? Și l-au disprețuit și nu i-au dus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Asta e discreție. Mai târziu, după prima victorie militară împotriva amoniților, alții care au receptat împotrivirea asta au zis, citesc 11 cu 12, cine zicea Saul să domnească peste noi? Dați încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Dar Saul a zis, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire în Israel. Dar știți că atunci când s-a depărtat Duhul Domnului de el, n-a mai fost discret?
Când au auzit femeile vorbind, cum? Nu putea din nou să se facă și atunci când nu aude? Asta înseamnă să fii discret. Să nu spui la alții ce nu trebuie să audă și tu să te faci că n-auzi când alții vorbesc. Și un ultim exemplu pentru surori. Estera. Regina care știa ce și când să vorbească. Și cu colegele și cu soțul, cu regele. Scrie în Estera, capitolul 2, versetul 10, că a fost selectată pentru eșantionul de fete candidate la tron. Nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu oprise să vorbească despre aceste lucruri. Cum au reușit timp de un an, stând acolo fetele, să tacă? Era discret. A ajuns regină, 2:20, aceeași discreție. Nu-și pusese nici nașterea, nici poporul. Cum schimba discuțiile, cum vorbea, doar nu era mută. Și a fost tare bine că a fost discret. Discreția iese în evidență și mai târziu, în capitolul 5, după zilele de post, se prezintă la împărat și împăratul vine cu cererea. Citesc capitolul 5, versetul 3. Ce ai tu, împărăteasă Estera, și ce ceri? Putea să spun atunci, să moară Haman. Să vină la ospăț. Discreția iese în evidență mai mult când în timpul ospățului împăratul îi spune, versetul 6, ce dorești, chiar dacă ai cere jumătate în împărăție, o vei căpăta. Nici acum să nu vorbești. A fost și călăuzită. Să vină și mâine. Și abia în ziua următoare. Și nici atunci n-a spus totodată. Pentru că scrie în capitolul 8, versetul 1, în aceea zi împăratul Ahasverus a dat împărătesei casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor, și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el abia acum. Și altele ar fi spus de mult, dar a știut când și ce să vorbească. Să ne dea Dumnezeu harul să avem fântâni mai adânci, în care să nu iasă apă când dau toți copiii cu pietre, ci doar acolo unde se pompează și la cine trebuie. Încheiem afirmând că discreția este o viață și activitate după modelul îngerilor. Vă doriți să vedeți îngeri? Toată ziua lucrează în tăcere și nu la vedere. Foarte discreți sunt îngerii. Rar se arată, dar își fac treaba. Noi nu putem să fim ca ei, că noi suntem vizibili, nu? Dar să încercăm să nu atragem atenție decât atunci când este necesar și să nu vorbim decât la timp și potrivit cu mandatul ce l-avem. Indiscreția este o slăbiciune și trebuie tratată prin schimbarea pasiunilor și exercitarea controlului asupra întregii noastre ființe. Amin? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să dobândim acest bun simț, cum spune în Proverbe 1, calități de bun simț, să poți să fii atent. Să ne dea Dumnezeu harul să iubim cu adevărat, pentru că iubire nu înseamnă numai servicii și declarații. Iubire, spune Pavel 1 Corinteni 13, înseamnă, printre altele, citesc versetul 5, nu se poartă necuvincios. Asta are de-a face cu discreția. Nu se mânie, deci se poate controla, nu se gândește la rău, acoperă totul, tot discreție. Deci, dragostea are calitatea aceasta. Asta este recomandat și în Tit, capitolul 2, cu privire la toate categoriile de vârstă. Aici apostolul se adresează la bătrâni, la bărbați, la femei, la tineri și printre altele scrie să nu fie clevetitoare, să nu se vorbească de rău cuvântul, robii să fie și ei controlați, vorbirea să fie sănătoasă, fără cusur. Toate au de-a face cu acest bun simț, cu bună cuvință, sunt legate împreună. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să dobândim aceste calități dumnezeiești, să ne ierte de tot ce am greșit
și pe viitor când suntem ispitiți să ne putem controla și să ajutăm și pe cei din jurul nostru în a-și îmbunătăți statutul și starea lor spirituală. Amin.